Cuviosul Domeție Monahul, Mănăstirea Neamț, aproximativ anul 1905. Spun părinții că în obștea Mănăstirii Neamț se nevoia în a doua jumătate a secolului XIX un călugăr foarte evlavios și nebăgat în seamă cu numele de Domeție. De 60 de ani făcea ascultare la vițele mănăstirii, cărând resturi de mâncare de la bucătărie și zicând neîncetat rugăciunea lui Isus în deplină tăcere și mulțumire duhovnicească. La chilie nu avea decât rasă, ceaslovul și psaltirea, iar pentru că nu auzea, părinții spuneau Domeție cel suld de la văcărie, ca să-l deosebească de ceilalți călugări cu același nume. În anul 1905, într-o zi de toamnă, a zis eclesiarhul mănăstirii către toți: părinților, a murit Domeție, cel surd de la văcărie. L-am găsit în chilie cu psaltirea lângă el și am așezat în pridvorul bisericii. Care voiți să citiți la psaltire în noaptea aceasta lângă părintele Domeție, cum este obiceiul la călugări? Îl citesc eu la psaltire, a răspuns ieromonahul Ioanichie Moroi. La miezul nopții, când au venit călugării la utrenie, toată biserica era plină de bună mireasmă. De unde este această mireasmă duhovnicească în Sfânta Biserică? Întrebau pe ieromonahul Ioanichie. A ieșit din sicriu părintului Domeție, răspundea el. Atunci, călugării, înțelegând că l-a proslăvit Dumnezeu ca pe un sfânt, au început a face închinăciuni împrejurul sicriului zicând: Cuvioase Părinte Domeție, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apoi, aducându-și psaltirile, s-au rugat toată noaptea pentru odihna sufletului său. Și s-au adunat atât de mulți, încât nu mai încăpeau în pridvor și în naos. De aceea, unii citeau la psaltire în jurul bisericii, în timpul mormântării, trupul monahului Domeție a răspândit din nou buna mireasmă. Atunci, arhiereul Narcis Crețulescu, starețul mănăstirii, a rostit aceste cuvinte puternice: Vedeți, părinților, cum proslăvește Dumnezeu pe cel ce face ascultare fără cârtire? Vedeți pe cel ce se roagă neîncetat, cu răbdare, și care nu caută răsplata de la oameni, ci de la singur Iisus Hristos? Părintele Domeție cel sărac acum s-a îmbogățit. Părintele Domeție, pe care nimeni nu-l băga în seamă, acum se roagă în cer pentru noi, căci așa proslăvește Dumnezeu pe călugării cei smeriți și ascultători. Amin.